Potrivit noilor zvonuri de la Hollywood, starul câștigător al premiului Oscar pentru filmul Dallas Buyers Club, Jared Leto, va juca rolul fondatorului Playboy, Hugh Hefner. Proiectul este un nou film care va fi regizat de către Brett Ratner. Când Ratner a obținut drepturile asupra proiectului, revista Playboy a făcut referire la regizor, descriindu-l ca un partener perfect. În aprilie anul acesta, Ratner l-a invitat pe Leto la Playboy Mansion pentru premiera producției Amazon American Playboy The Hugh Hefner Story. La acel moment, Leto nu a putut să-l întâlnească pe Hefner, deoarece acesta nu s-a simțit bine și nu s-a întâlnit cu aspeții. Totuși, Ratner simte faptul că Jared va fi capabil să interpreteze personajul într-o manieră cu totul specială. Obiectivul meu este de a face din filmul acesta un succes. Jared este un vechi prieten. Când am auzit că am dreptul asupra filmului despre viața lui Hugh Hefner, mi-am spus, vreau să-l joace. Într-adevăr, cred că Jared o poate face. Este unul dintre marii actori de azi, a declarat regizorul Brett Ratner. În prezent, Jared Leto joacă în pelicula Blade Runner 2049 și în curând va putea fi văzut și în thrillerul Yakuza The Outsider. De asemenea, artistul american va relua rolul lui Joker în continuarea producției cinematografice Suicide Squad.